Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Horoscopului. Săptămâna care urmează suntem în continuare afectați de tranzitul malefic al planetei Marte. Totuși, în sectoarele de viață afectate, planeta Mercur vine cu un mic sprijin până la sfârșitul lunii august. Care sunt micile avantaje pentru fiecare semn zodiacal, urmăriți în momentele următoare. Berbec. În ciuda atmosferei total ostile de acasă și a conflictelor nervoase dintre membrii familiei, încerci să intri în dialog cu fiecare în parte, cu scopul de a aplana discordia. Bunul mers al activității tale la locul de muncă îți aduce o stare de calm care te ajută în rezolvarea problemelor căminului. Totuși, acasă, nu trebuie să te distrezi și nu te poți pregăti pentru examene. Taur. Cu toate problemele pe care le ai deja în materie de comunicare sau în obținerea unor documente, cu o modestă cheltuială și prin intervenția unor cunoștințe cu greutate, problemele la care nu găsești soluție se pot rezolva cu calm. Totuși, nu trebuie să apelezi la ajutorul membrilor familiei sau al colegilor de serviciu și evită împrumuturile. Gemeni. Dificultățile financiare continuă, dar poți beneficia de o ușoară redresare a situației cu ajutorul unui membru al familiei, probabil plecat în străinătate. Trebuie doar să ai o atitudine grijulie cu cei cu care conviețuiești acasă. Totuși, trebuie să fii puțin mai atent cu cheltuielile sugerate sau provocate de partenerul de viață. Rac. Un împrumut sau un ajutor financiar te ajută să te menții pe linia de plutire și astfel nu-ți pierzi total încrederea în forțele sau în norocul tău în viață. Nu trebuie să ascunzi nimănui problemele cu care te confrunți, pentru că numai astfel poți primi colacul de salvare. Evită orice conflict spre care te poate împinge orgoliul și temperamentul tău. Leu. Este posibil să ai mici beneficii financiare rezultate din activitatea ta din care îți câștigi pâinea de zi cu zi. Și totul cu ajutorul sau prin intermediul partenerului de viață. Aceste câștiguri sunt o reglare de conturi a destinului. Și dacă nu te afli pe drumul tău de viață, este posibil să nu primești nimic. Ferește-te de împrumuturi sau jocuri de noroc. Fecioară. În pofida conflictelor de la locul de muncă în care ai fost implicat cu sau fără voia ta, modul inteligent prin care ai ieșit basma curată îți aduce o creștere a prestigiului în fața colectivului din care faci parte. Totuși, din cauza familiei sau în special din cauza partenerului de viață, poți avea probleme la locul de muncă. Ai grijă ce alegi. Balanță. Deși au fost puse multe vorbe rele la adresa ta în ultima vreme, poți lăsa o impresie bună în cazul în care vei pleca într-o vacanță la o destinație din afara țării noastre. Vei fi apreciat atât de cunoștințele tale care au rămas acasă în țară, dar și de persoanele cu care intri în contact în străinătate. Poți cunoaște persoane importante pentru viitorul tău. Scorpion. Cu toate necazurile pe care le ai dacă te afli în străinătate, situația ta generală se poate îmbunătăți puțin în privința locului de muncă și al locuinței. Și poți primi un ajutor sau un sprijin financiar. La fel se poate întâmpla și în situația în care nu ai putut promova un examen important. Nu trebuie să cheltui bani pentru distracții sau achiziții scumpe doar pentru a fi apreciat. Săgetător. Un ajutor bănesc de la partenerul de viață te poate scoate din impasul financiar din care credeai că nu mai poți ieși. Trebuie doar să menții un dialog și o relație bună de cuplu și să ai mare grijă de imaginea ta și să lași o impresie bună celor care te cunosc. În schimb, un membru mai în vârstă al familiei care ar putea să te ajute nu este deloc încântat de evoluția ta. Capricorn. Cu toate că relația de cuplu poate fi afectată de starea tensionată care a pus stăpânire pe amândoi, obținerea unui câștig bănesc sau o oportunitate de plecare în străinătate mai calmează puțin raporturile dintre voi. Totuși, trebuie să eviți cu desăvârșire orice discuție legată de câștigurile bănești realizate de partenerul tău. Vărsător. Lupta pe care o ai de dus pentru rezolvarea unei dispute sau unei probleme de sănătate continuă. Copiii tăi sunt de partea ta și te susțin financiar în limita posibilităților pe care le au. Dar aportul pe care îl aduc poate fi decisiv. Câștigurile realizate prin muncă pot înregistra mici întârzieri, soluționarea problemelor fiind îngreunată. Pești. Deși îți dorești să pleci într-o vacanță, încurcături cu documente, conturi, carduri și cu sume de bani în posesia cărora nu mai reușești să intri, îți zădărnicesc toate planurile. Cu toate acestea, poți avea o vacanță reușită, însoțit de tovarșul de viață, iar destinația cea mai potrivită poate fi casa părintească, a ta sau a partenerului de cuplu. Acestea sunt previziunile privind influența planetei Mercur până la sfârșitul lunii august. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi la Horoscop. Rămâneți în continuare alături de România TV. Sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi și pe pagina de socializare Adibun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui.